Șefii bisericii ortodoxe vor să știe câți turiști dorm la mănăstiri și de ce. Ca să scape de chinurile iadului turistic românesc, pelerinii au o singură șansă să plece în excursie doar cu agenția bisericii. Agențiile de turism își fac păcate și acuză biserica de monopol. Să nu poftești nimic din ce este al aproape lui tău, spun agenții de turism. Hei! Călugări! Sfiți părinți! Maici! Inime! Baie, sfinții părinți sunt acasă și în casa lor, teoretic, oricine e binevenit. Pentru că sfinții părinți sunt și ei oameni, iar ospitalitatea e o trăsătură românească. Dar regulile impuse de cei mai sfinți dintre sfinți, adică de șefii bisericii, sunt literă de Evanghelie. În fiecare eparhie, pentru grupurile de pelerini, cazarea sau masa să se ofere de mănăstiri sau parohii doar după ce conducătorul grupului face dovada că respectivul pelerinaj se desfășoară cu binecuvântarea autorităților bisericești abilitate. Cu alte cuvinte, până la moaște te mănâncă sfinții. Grupurile care merg în pelerinaj la mănăstirile din România trebuie să își ia binecuvântare. Trebuie să ia legătura cu eparhia pe raza căreia se găsește mănăstirea respectivă. De acolo se obține aprobarea pentru cazare în mănăstirea respectivă. De fapt, binecuvântarea are picioare scurte. Ca să scape de chinurile iadului și de aprobări, pelerinii au o singură soluție: să meargă în circuit cu agenția de turism a Patriarhiei. La mănăstirea Tismana și la mănăstirea Caraiman. Sunt acolo cei din Buștar. La Caraiman este 365, celălalt la 315. Dacă vin călugării, le spuneți că tocmai îi așteptați în post și rugăciune. Eu mă duc să caut cramă. Nimeni nu s-a plâns de vinul din cramă, însă Patriarhia a ajuns să monitorizeze strict cazările în mănăstiri după ce chipurile, mai mulți turiști au făcut plângeri la poliție. Au plătit una și s-au trezit că au primit alta. Cum turiștii se cazează prin intermediar, șefii bisericii spun că acum nu vor să mai fie răspunzători pentru greșelile altora. Așa că până la iertarea biblică a impus un control. Prin mănăstiri nu s-a auzit de noua hotărâre a mai marilor bisericii. Nu am știut de aprobarea de Patriarhie, e prima dată când vă aud, întotdeauna s-a sunat aici și când a fost Maica Stare. Noi avem camere cu două paturi, cu baie proprie, duș, apă caldă. La 100 de lei camera. Agențiile de turism nu întorc și celălalt obraz, cum scrie la scriptură. Asta presupune că ușor, ușor aceste pelerinaje se vor face numai de agenția de turism a bisericii respectiv Patriarhia. Voi rugați-vă și bateți mătănii. Ce sale? Mătănii, uite așa, pupă pământul, că nu mai ești la Făgărești.